Mijlocul principal pe care Dumnezeul folosește pentru revitalizarea bisericii este cuvântul lui Dumnezeu sau mai degrabă predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Lucrul acesta îl vedem, de exemplu, în Vechiul Testament, în momentul în care poporul Israel se întoarce din robia babiloniană, Dumnezeul trimite pe Ezra, un erudit, un om care a hotărât să adâncească legea lui Dumnezeu să o împlinească ne spune Scriptura și apoi să învețe poporul în mijlocul poporului legile și poruncile lui Dumnezeu și ne spune în cartea Neemia că la un moment dat poporul s-a strâns la oaltă Ezra s-a ridicat să citească legea lui Dumnezeu și apoi Ezra a desemnat câțiva leviți să meargă în mijlocul poporului să explice să-i ajute să înțeleagă legea lui Dumnezeu și Scriptura ne spune că o reacție sau un rezultat al învățării legii lui Dumnezeu a fost o trezire spirituală în mijlocul poporului Israel. În Noul Testament, apostolul Pavel îi spune lui Timotei să se țină de cuvântul lui Dumnezeu de citire, de încurajare și de învățătură. Și Pavel îi spune lui Timotei: "Dacă te vei ține de învățătură și vei fi atent la tine însuți, atunci te vei salva pe tine însuți și pe cei ce" Te ascultă. Deci iată încă o dată cuvântul lui Dumnezeu ca fiind esențial în mântuirea uh, oamenilor și apoi avem uh, exemplu în, în istoria creștină uh, în mod special în timpul reformei protestante când uh, Luther a luat cuvântul lui Dumnezeu a început să-l citească și a înțeles cu adevărat care este mesajul Scripturii și această înțelegere a cuvântului Dumnezeu a dus la această reformă protestantă. Este, există un termen folosit în ce privește reforma protestantă, ad fontes, care înseamnă înapoi la surse. Pentru reforma protestantă, lucrul acesta a însemnat întoarcere înapoi la scripturi. Iată care este mijlocul principal pe care îl folosește Dumnezeu pentru revitalizarea poporului său, predicarea cuvântului lui Dumnezeu.